salutare tuturor și bine fraților la un nou videoclip. De această dată, oameni buni, facem ce scrie în thumbnail și în titlu. O să ne construim skinurile de pe Fortnite în Minecraft. Suntem aici alături de fratele nostru Saic. Ce zici, frate? Ți-am făcut poză. De ce mi-a dat? Bă, te-ai pus tu pe tine. Te-ai plătit cu vârjile de sat pentru asta. Deci eu nu vorbeam că voiam să-mi dau Game of Survival și să te bați bere și nu puteam, deci nu mergea. Oh my god. Ce șobolan. Oameni buni, înainte de început videoclipul, nu uitați să rupeți butonul de like, să vă abonați la ambele canale, neapărat codul pe shop și follow pe Instagram ca să vorbim mai mult. Neapărat, băieți. Vreau facem mare giveaway pe Instagram. Nu știu dacă ați văzut, dar ieri nu am postat clip pentru că am jucat la o competiție, oameni buni. Am câștigat un calculator de 2000 de euro, foarte tare, cu 3060. Aici în 10600 ca și 16 GB RAM de DDR4. Giveaway-ul ăsta l-aveți pe Instagram, nu știu exact pe ce pagină, dar dați follow acolo pentru că o să vă ținem așa la curent. Eu o să construiesc uno, el o să construiască Rapscalion. Bă, eu pot să zic că am un avantaj destul de minor, având în vedere că pot să mă uit la skin-ul meu. Bine, nu o să-l fac fix așa, că e destul de greu. Știam că am făcut fraiere de la data trecută, așa că... Da, băi, mai avem un clip cu Saic pe canal, în care am construit o casă, mai multe case, de fapt. Bun, ideea e, Robi, că eu când aveam 10 ani... Îți construiai de skin-ul, este? Nu îmi construiam skin. De fapt, da, am construit și skin-ul meu, recunosc. Mă duceam la youtuberi, gen Xlader și Rafael și Max Infinity și... nu, Max și altele și toți. Și le construiam skin-ul. Păi și ți-eșa? Băi, verem eșa și le trimiteam poze. Poli. Mi-a răspunde și unul din păcate și am fost trist, dar eu chiar m-am distrat când am făcut alea și chiar îmi plăceau de ei, gen. Băi, nu știu cum să fac vere. Bă, dar arată urât, frate, cu culorile pe care le-am luat eu, bă, jur. Să mă bată tata ori doi că și al meu. Fuck! Le-am inversat vere! Fuck, nu e simetric. Bă, dar ție ți iese? Nu. Fuck. Nu, arată oribil. Ia să vedem unde am ajuns. Am ajuns aici. Bă, fii atent, pantalonii mei în Fortnite, la Scalion, sunt negri. Bă, sunt destul de negri. Nu prea arată bine pe Minecraft negri, așa că o să-i fac albaștri, așa, știi ce zic? Tot o să iasă destul de bine, părerea mea. Da, nici am. Băi, frate, vezi că eu l-am texturat rău skin-ul, așa că nu prea cred că ai șanse. Dău. Nu știu ce să zic de textură, că ia uite-te un pic la... Să mă bată tata Robi, dar skin-ul tău e 2D sau ce se întâmplă? Cum 2D vere? Stai așa un pic, ca să e doar fața. O să repet ce am făcut în față și în spate doar așa, pentru că nu am timp. Ce am făcut în față și nu am timp. Mamă, băieți, cel mai greu challenge, cred, băieți. Dacă vă jucați Fortnite și dacă vă jucați și Minecraft, vă provocăm și eu și Saic să vă construiți skin-urile. Faceți poză și dați-ne tag pe Insta Story. Bă, eu cred că imediat termin, bă, Saic. Nu te cred, băi. Jur, dar nu știu dacă iese neapărat bine. Așa, ăștia sunt pantalonii, băieți. Hai, mă, hai, că arată decent, bă, dar al tău cât de înalt e, frate. Holy. Bă, ideea e, contează să fie și destul de realistic, Robi, so... Adică să aducă, gen, dacă te uiți la el, să-ți dai seama că e... Mamă, vere, e greu rău de tot. Pe ăsta trebuie să pun așa și e simetric, așa că am pus bine. Aici punem ăsta. Nu punem ăsta, că arată urât. Nu, nu punem ăla, clar nu punem ăla. Bă, nu mi-am ales bine culorile, mă. Nu știu cu ce culoare să-i facă mășuța, bă. Nu, nu. Bă, vere, încă e altă culoare. Mamă, să mă bată, mă, mai greu rău de tot. Gri, alb. Băi, am noroc că e simetric, frate, ce fac eu aici. 1, 2, 3, 4, 5. Uite, ăsta numără pixeli, bă, trebuie să iei ochiometric. De ce crezi că o să mă încurce? Ce? Capul. La mine capul e ușor. La cap chiar am încredere că pot să-l fac. O, dar ăsta, chiar. Da, dar ăsta chiar e greu să-l fac, frate. Mie chiar mi s-a părut mai greu să îl construiești gen pe el în sine, gen corpul. Băieți, dar oricum contează foarte mult rezultatul final, ok? Hai să vedem ce o să reușim să facem. Aproba, aproba. Nu știu, eu pariez mai mult pe mine, sincer. Nu că n-am încredere în Saic, dar am încredere în forțele mele, băi frumosule. Aici pot să construiesc așa. Pentru că cum o să fie mânuța peste băieți și nu o să se vadă. Tragem repede aici două linii. Mamă, stai, dacă ai ști cât de repede m-am mișcat, holy, și nici mie nu vine să cred. Acum dăm copy paste la asta. Oh shit, ba nu, stai. Mamă, cât de tricky e aici, fii atent, că e spatele. Dacă fac așa, poi fac o dungă gri. Bă, crede-mă că încerc să fac cât de bine pot. Eu? Yep. Bă, curi m-o voat. Mamă, cât de greu e. Ok, ăsta, am nevoie de altul mai închis, de ăsta. Mamă, vere, stai că nu mai înțeleg ce am făcut. Mamă, băieți, cât de greu e. Facem așa. Așa. Nu ăsta, nici ăsta, nici ăsta. De ce arată toate urât? Fața mai aduce, bă, Saic. I wake up in the morning, I got Fortnite on my mind. Așa, așa te vreau, așa te vreau, da. Still Fortnite on my mind. Dau crec la 90 uri, still Fortnite on my mind. Bă, Saic, vrei să scoatem piesă, bă? Gata, băieți, scoatem piesă de Fortnite, s-a terminat. Făceam mâinile invers, nu vine să cred. Ești tryharder, băi, tu chiar vrei să câștigi. Alb, gri, alb, alb, gri, alb, gri, 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 alb. Mamă, nu vine să cred, stai, ce se întâmplă, vere? I-am făcut mâinile mai mici decât trebuia sau ceva de genul, ajută. Or! Gata, mă. Băi, chiar arată bine până acum. Și cel tău? Deci tu? Da, nu știu cât de des zâmbește Rapscalion, sincer. Pare așa un skin din ăla, gen, de transpirat, care e mereu supărat, gen. Și spatele mâinii, cum să-l fac, mă, așa? Astea două gri. Bă, chiar mă gândesc.
Da, bă, chiar o să iasă mișto rău de tot, dacă stau bine să mă gândesc și dacă mă uit așa în overall ce am făcut, bă, chiar arată bine. Mie chiar îmi place. Pun repede blocurile de la mână. Bam, 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 bam. O, ai că s-a terminat. Acum trebuie să copiez ce am făcut la mâna aia, să fac exact la fel și aici. Așa. Băi, nici la copia nu cred că sunt bun gen. Te-a prins vreodată profesoara la școală copiind by psych? Da. Jure-te. Da, tine, nu? Bă, nu. Și zic și de ce, eu nu prea copiez. Bine, nu prea făceam asta. Copiii nu copiază, nu recomandăm, nu-i sănătos. La liceu nu m-a prins. Dacă când eram mic, da, dar nu. Mamă, păi și ce s-a făcut? Ei, mi-a luat lucrare. Al meu deja a prins forma. Bă, și al meu. Dacă vrei poți să vii să te uiți la al meu, dar eu nu vin să mă uit la al tău. Nu vreau să văd, eu vreau să văd la final ce ai făcut tu. Actually, eu o să fac așa. Și acum capul, frate, care e cel mai greu, părerea mea. Cum o să-i fac eu capul? Bun, dacă mi-aduc aminte, bine, eu am o bandană, dar o să fac gri ca să o pot diferenția teoretic de culoarea skinului de pe Minecraft. Ok, asta și asta. Mamă, culoarea asta vreau neapărat să o folosesc la ochi, chiar dacă nu aduce atât de mult cu culoarea ochiului normal. Arată bine rău de tot. Ochi, bam, bam, bam. Mamă, dar zici că are mască vere, nu, iac. Știi ce mi se... Mamă, am lilieci în cap, bă. Da, bă, ești pe cycle, dovedeți lilieci. Bă, nu m-am gândit, mă, bine, bă. Cred că dacă mai schimb de 2-3 ori lână asta, nu se mai înțelege nimic din skin-ul meu, ești nebun. Păi fără mișto, că prima lână mi se unea cu sprâncenele vere, arăta groaznic. La mine să fie puțin mai greu de făcut părul. Bă, cam am terminat, dacă eu o să-i mai fac niște detalii. Fă-i detalii, fă-i ce vrei tu. Eu încă n-am terminat, eu mai am. Bă, arată tare, frate, până acum, sincer, skin-ul meu, not gonna lie. Chiar sunt foarte curios ce ți-ai făcut acolo, că bă, prea los, frate. Bine, tu te cam bați un pic cu lilieci, dar e tare. M-am bătut jumătate de timp cu lilieci și am și terminat. Cum o să fac eu asta? O să fac așa cu gri. Mamă, zici că i-am făcut mare fulger pe cap. Bă, tu-i faci pickaxe? Păi dacă eu am terminat și n-am ce face. Ai, tu când termin. La mine e în plus. Mamă. Și știți că Kuno are ceva coadă, băieți. Hai să încercăm să o facem. Dar e prinsă cu un elastic mov și are așa niște de-astea. Bam. Mă, stai, cred că nu mai am mult și termin și eu, băi. Urât l-am făcut, bă. Bă, eu cred că am terminat, băi, psych. Eu n-am apucat să-i mai fac pickaxe și building plan, dar cred că am terminat. Oh my god, cred că am terminat și eu, boy. Deci, avem aici Kuno, ok? N-am apucat să mai fac pickaxe și ce ai făcut tu. Dar eu zic că arată destul de bine. Eu m-am concentrat foarte mult pe detalii. Gen, din câte poți vedea, are cămășuța, diferențe de culoare. Pantalonii, frate, au foarte multă textură. Asta e un buzunar, bandana, ochii. Tot. Bă, arată bine rău de tot, sincer. Mie chiar îmi place. Bă, al meu. chiar are. Știi, mai merge la arată, uite aici, o dată la cataramă. Bă, eu vedeam mai albastru, sincer să fiu. Tu l-ai făcut mai mult mob, I don't know. Adică parcă mergea mai mult atent albastru, dar sincer că arată șmecher. Și ce ai făcut tu? Și uite, când te uiți la mine, ai scos capul un bloc în afară. Uite, eu chestia asta n-am făcut-o. Și arată, zici că n-am gât, dar... Oameni buni, voi veți alege câștigătorul. Care skin vă place vouă mai mult? Al meu sau al lui Psych? În Minecraft. Prima oară, Rapscalionul meu în Fortnite are pantaloni negri. Eu am făcut puțin negru și am dat așa textura albastră, pentru că arată mai bine în Minecraft albastru. Am buții ăștia și mechi erau de tot, mă ajută să câștig meciuri. Am aici cămășuța mea alb-negru frumoasă rău de tot. De om de la pușcărie. Ești fericit? Ca de obicei, din vezi am făcut și guler frumos. Guler. Nici că stau cu gâtul așa, gen, uite, dacă faci cu web, gen, bag așa bărbia înăuntru și gen, i-am făcut o căciulită, vină încoa, că e texturată, vină încoa, vezi, e texturată ca în... Ca lumea, da. Ca lumea, rău de tot. Și fii atent, i-am mai făcut aici un pickaxe, ăsta e Vision. Vision, da. Vezi, i-am făcut ochii în mijloc, nu vine atât de mult textura, dar nu mai aveam ce face. Și fii atent că eu am lucrat și la detalii. Ce și este? Că orice skin în Fortnite are pe bandana? Mâna dreaptă, are, pe mâna dreaptă are... Bandana. O fașă, bandana. Știi că pe Fortnite, dacă te uiți, pune acolo o poză cu skin-ul și dă zoom acolo pe mâna dreaptă. Are un dispozitiv de la de construit aici în dreapta. Ăsta e șulcăre. Mamă, cât de smart. Oameni buni, cam astea sunt skin-urile. Sper că v-au plăcut. Sper că v-a plăcut și videoclipul. Nu uitați neapărat să apăsați butonașul de like dacă vă place ceea ce facem. Să vă abonați canalelor, neapărat follow pe Instagram, pentru că urmează mare giveaway cu calculator. Bombă rău de tot. Și neapărat codulețul pe item shop dacă vă place ceea ce fac și dacă nu sunteți leneși, bineînțeles că am codul ăla. Atâta e. Eu am fost Robinet, el a fost Psych și ne auzim data viitoare. Ciao! Robinet perfect, hai te apasă butonul roșu direct. Jocul de top, nu dau nume. Intră acum pe canale pe bune. Like-uri și dume, glume și lasă un comentariu tot ce-i te apase pe bune. Cu stil, fără vreun hack, gata mutat de click direct.